Profesor Vladimir Zamfirescu, ne aflăm în atelierul dumneavoastră din strada Pancrati și vă mulțumesc pentru invitație. Aș dori să începem, mica noastră conversație cu întrebarea ce înseamnă atelierul pentru dumneavoastră. Ce a însemnat și ce înseamnă? Întrebarea pare simplă, dar cred că răspunsul la întrebarea asta ține de mai multe etaje de înțelegere a întrebării, fiindcă chiar atelierul în sine are mai multe semnificații pentru fiecare dintre pictori. De altfel, povestea cu atelierul, nu știu dacă ați observat că se mai adaugă un cuvânt atelier de creație. Da. Fiindcă altfel s-ar putea confunda cu un atelier, să zicem, de mecanică fină sau de altceva, ceea ce nu e cazul nostru. Aici fiind vorba chiar de o muncă de creație. E o noțiune care poate fi interpretată la urma urmei, fiindcă creația în sine e o muncă continuă, e o muncă de autocunoaștere, de perfecționare a meșteșugului, așa încât un atelier, după mine, într-o definiție mai corectă sau mai puțin sentimentală, spun, este, de fapt, o unealtă atelierul. Sigur că e un loc, un spațiu, dar e o unealtă totuși, fiindcă fără atelier, un pictor de fapt nu poate exista, că nu are unde să-și exercite meseria. Depășim faza cu pictorii care lucrau în pleneriștii, nu? În aer liber, impresioniștii. Totuși ei aveau nevoie, până la urmă, de un refugiu unde se duceau la atelier, ca să-și completeze lucrările, să le avanseze. În fine, deci atelierul are mai multe accepții, după mine. Unul ar fi, cum vă spuneam, care ține de statutul lui sentimental, nostalgic, unde îți aduce aminte de foarte multe evenimente care s-au petrecut în atelier, legate de meserie, sigur, cunoștințe, oameni, chiar experiența individuală de cercetare a picturii. Așa încât atelierul nu este o noțiune foarte simplă, dimpotrivă, comportă mai multe date care fac să devină un loc extrem de complicat, de fapt, care ține și de meserie, ține și de istoria pictorului cu pricina, de felul lui de a gândi, de micile lui tabieturi. Da, într-un atelier, de fapt, se desfășoară propriu-zis toată viața pictorului. Când am venit prima oară la Pancrati, fiindcă e vorba de Pancrati, trebuie să încep mai de la început. Și anume, faptul că, mă rog, viața din timpul acela, când eram tânăr, foarte tânăr chiar, am fost împiedicat să îmi exercit pasiunea mea pentru artă și tot dădeam examene de intrare la facultate și nu intram. Din pricini, în fine, care acum a fost depășite, sigur, fiindcă atunci era vorba de dosarele părinților, de complicații din astea care erau mai mult politice decât propriu-zis, formative. Și
Și atunci trebuie să apelez la această amintire care pentru mine... În ce an ne aflam aproximativ atunci? Că vă referiți? Exact, în anul 1960. Eu dădusem deja niște examene unde căzusem la școala de arte, la Institutul de Arte Plastice. Și mama mea, buna mea mamă, se, ca orice părinte grijuliu cu copii, era foarte îngrijorată de ce eu nu pot să intru la această școală. Când aproape toți colegii mei, bine, poate fac o divagație cam mare acum, nu, dar asta e o poveste interesantă. Cum îți spuneam, îngrijorată de acest fapt, era început să se îndoiască. Are copilul meu talent? Nu e doar o nebunie trecătoare, o pasiune banală și care nu poate să fructifice în continuare? Și brusc, primul examen l-am dat în 54. Deci e vorba de 6 ani. Care ați dat în continuu, fie așa? Sigur, da. Bine, între timp, ca să nu stau degeaba, totuși am intrat la o școală de arhitectură. Pe vremea aceea era o școală tehnică de arhitectură și construcție orașelor, așa se chema, pe care am și absolvit-o altfel. Și cum îți spuneam, mama îngrijorată de acest lucru, ca orice mamă grijulie, își aduce brusc aminte că l-a cunoscut pe baba când era foarte tânăr. Și anume, cu prilejul unei mai vechi povești, sigur că da, când era tânără, foarte tânără, l-a cunoscut pe Corneliu Baba, care era student în timpul acela, fiindcă tatălui, pictorul Gheorghe Baba, un pictor de biserici, lucram la o biserică unde slujea bunicul meu, care era preot. Bunicul, deci, îl invitase, îl angajase chiar pe Gheorghe Baba, care era un pictor remarcabil de pictură bisericească, care a venit cu toată familia să locuiască în casa... În ce zonă? Unde? Pe lângă Ploiești. Albești Murul, cu Busat, în Ploiești. La un moment dat, într-o masă vară, apare Corneliu Baba, care era student la Iași pe vremea aceea, și a venit la părinții lui, firește să-i vadă. Nu știu dacă știi că Baba cânta superb la vioară. Am auzit, dar nu... Da, era chiar un talent remarcabil. Cânta foarte bine la vioară, însă sigur că a depășit momentul ăsta, fiindcă nu vrea să devină un concertist, însă cânta. Și venind în vara aceea să-și vadă părinții, a cunoscut-o pe mama, care era o tânără domnișoară, foarte frumoasă, mai avea o soră, erau corecte, fetele, popii, cum se întâlnească. Și ca să-ți spun povestea până la capăt, sigur că trebuie să-ți spun că Cornelica, cum îl numea mama, s-a îndrăgostit de ea, de mamă. O dragoste firește de primăvară, cum se întâmplă, nu, între tineri, așa, cânta serenade, poezii, din astea foarte romantice, așa, și... În fine, trec peste amănunte, sigur că nu s-a întâmplat între ei nimic intim, așa, în fine, a fost o prietenie, o îndrăgosteală de moment, cum se întâmplă cu tinerii, și... La un moment dat, sigur că Baba trebuie să plece
Când baba, bătrânul, a plecat, terminase pictura bisericii, fiind, și a plecat. Asta a fost acest episod când mama l-a cunoscut pe baba. Bun. Și să revin. Mama își aduce aminte de baba, care pe vremea aceea era foarte cunoscut în arta românească, era marele pictor Corneliu Baba, academician fine și profesor la institut, era șef de catedră la pictură și spune Mirel, fiindcă așa îmi spuneau ai mei, te duc la Corneliu Baba. Când am auzit de această propunere ei, îți dați seama că eram destul de emoționat, fiindcă baba era o mare personalitate. Nici mă îndrăzneam să mă gândesc că l-aș putea cunoaște. Ei bine, mama îi dă un telefon, a găsit telefonul bulletin și îi spune, aproximativ, desigur, Corneliu e un sfânt oară. Așa îi spunea oară, de la Mioara. De fapt, o chema Maria. Eu sunt oara din Albeș-Muru. Îți aduce aminte că tu ai fost cu părinții tăi și îți zice, sigur, oara, ce faci? Nu te-am mai văzut, trecuseră foarte mult seama, îți dai seama de atunci. Nu s-a mai văzut niciodată, sigur. Mama, având aproape un tupeu incredibil, fiindcă și era destul de delicat așa și nu știu cum a avut îndrăzneala asta, o îndrăzneală care, de fapt, m-a și salvat. Era mamă. Era mamă, sigur. Ei bine, m-a luat de mână și m-a dus la București, la Pangrati, în atelierul pe care îl cunoști foarte bine. Îți dai seama ce emoții puteam să am când știam că mă voi întâlni cu acest uriaș pictor, că monstru, sacru era așa. Pentru mine era un vârf de neatins. În fine, ne deschide baba și apare. Atunci l-am văzut prima oară, un bărbat înalt, foarte voinic și viril, așa, și cu o prezență formidabilă. De altfel era foarte iubit de persoanele care îl cunoșteau și persoane feminine și, în fine, era adorat. În fine, și intrăm la el în atelier și atunci văd atelierul lui baba. Îți imaginez ce emoții puteam să am, că îmi tremurau genunchi, nu mai știam ce să fac. Eu venisem cu o mapă, cum au studenții la arte, o mapă cu lucrările, ale mele lucrări. Îmi place din istioarea asta. Hai să văd ce face băiatul tău. Și parcă îl văd. A început să răsfoiască desenele mele, câteva picturi. Adusese în ce am putut cu mine și ce spune? Ce mai să știi că băiatul tău are talent. Când am auzit eu chestia asta, îmi dai seama că m-a șocat. Sigur că un talent incipient așa de opinență la studiul superior de artă, ce țibac anul ăsta. Fiindcă i-a povestit, sigur că i-a povestit, toată periplul ăsta al meu îngrozitor, care tot dădeam examene și nu intram și... țibac. Bineînțeles că eu n-am crezut niciun moment că voi intra. Bref, dau examen și acum am să spun ceva care este strict autentic. Am aflat mai târziu lucrul ăsta de la primul meu profesor pe care l-am avut la școală, Tiberiu Kraus,
care era în comisia de admitere, și baba a intrat la acest examen. Fac această mică divagație ca să ajungem la ideea de atelier. Este foarte interesant. Da. Intră deci în comisie. Pe vremea aia era rector Baraschi, sculptorul Baraschi. La examen ce aveați? Bineînțeles că celebrul Moise, pe care tot îl dădeam, îl știam pe din afară, îl visam și noaptea, îl uram. Da, și la da, nu? Scuze-mă că am urmă așa. Și ne spune următorul lucru, aproape textual. Dacă nu-l băgați pe băiatul ăsta, anul ăsta, care a dat mai multe examene până acum, eu îmi dau demisia din școală. E bine, și a fost decisivă intervenția lui și au trebuit să mă bage. Au urmat 3 ani pe care le-am făcut fără baba, fiindcă baba era profesor la altă serie, era chiar cu Magodin, cu Andy Magodin în timpul acela. Și după 3 ani vin ca student al lui în anul 3, din 3 până în 6, se făceau 6 ani pe vremea aceea. Sigur că în ăștia 3 ani intrasem deja în contact cu ce se întâmplă într-un atelier și ce este de fapt un atelier de studiu adevărat. Eram vreo 13 studenți, o înghesuială teribilă în atelier și simt că nu corespundea deloc cu ideea mea de atelier, care era ideal, era în fine un spațiu special și... Și personal, unde erau mai mulți. Îți dai seama că pentru mine atelierul devenise aproape ca un bun al meu, la care țineam enorm, fiindcă acolo începusem să studiez serios, am muncit foarte mult, împreună cu colegii mei. Și ce colegi de generație ați avut, iertați-mă că... Am avut între acești colegi, care erau 13 la noi, erau atelierul cel mai mare din școală, la ora aceea. Doi dintre ei erau într-adevăr remarcabili și care au continuat să lucreze și au avut o operă importantă. Gabriel m-a făcut împreună cu Floriciu Botaru, dar el a condus, de fapt, această operă gigantică, se pare că e cea mai mare tapiserie din lume. Cea de la Teatrul Național, era făcută chiar în proiectul Gabriel. Acest coleg al meu, Dan Negoescu, la fel un pictor foarte talentat, el a părăsit pictura figurativă care era la îndemână și a plecat în Franța, de altfel ca și Gabriel. Revenind la atelierul din anii studenției dumneavoastră, când ați venit în 91 profesor la arte, când, mă rog, a intrat generația noastră, cât ați păstrat din ceea ce odinioară ați văzut la maestru Baba, profesorul, mă gândesc acum? Cum era relația cu studenții dumneavoastră în spațiul atelierului? În general, studenții sunt ceva mai, să zic, mai dezorganizați. Nu au cultul atelierului în sens clasic, vorbind... Studenții de acum, ai dumneavoastră? Nu, vorbesc de studenții de atunci, fiindcă e vorba de atelierul pe care îl aveam. Mm-hmm. Sigur că noi eram ceva mai negligenți cu curățenia, cu
poate că nu eram foarte atenți cu lucrurile astea. Și pe care eu, ulterior, când am devenit profesor acolo, vreau să le impun studenților, măcar curățenie să fie, da? În atelierul nostru, fiindcă mă întrebai cum era problema aceea, eram tot cazul un atelier în care n-ai fi putut recunoaște o influență directă de manieră de lucru a maestrului, dar puneam foarte mult accent pe desen, desen după model, firește, racursiuri, posturi, poziții care erau mai complicate și dădeam mare atenție desenului și preparării unei pânze. Îmi amintesc că poate că am pierdut șirul istoric al acestor evenimente. Prima oară când am venit profesor, în 91, mi-a mărturisit unul dintre studenți, care pe urmă și devenit, l-am oprit asistentul meu, eram înspăimântat că vine, cel puțin el era înspăimântat, că vine un fost elev al lui Baba și erau îngroziți că am să vin cu niște reguli care să le obstrucționeze libertatea lor conceptuală și... În fine, ceea ce nu era deloc adevărat. Fiindcă după aceea ei și-au dat seama că am cu totul o altă postură didactică, nefiind închistat în niște reguli. Adică le lăsam totuși o independență de gândire la fiecare. Funcție, desigur, de caracterul fiecăruia. Eu îi studiam în, fără să știe ei chestia asta. Și doream să se dezvolte fiecare în sensul lui, în sensul naturilor propriu-zise. Așa încât, cum îți spun la început, prima vizită pe care am făcut-o la, când am intrat în atelier, își așteptau să apară profesorul, cum e la început, să ai emoții, să-l vezi pe profesor. Ei nici nu știau cum arăt. Și le spun următorul lucru, mi-aduc aminte aproape cu exactitate. Zice, haide să mergem la muzeu. Ăștia au țepenit. Prima lecție de pictură să-i bag în muzeu. Pentru asta era o, cum să spun, pentru ei era o, un act de, într-un fel, de clasicitate, de înțelegeau lucrul ăsta ca o obstrucție a lor și muzeu. Ei bine, i-am încolonat pe toți, ca pe niște copii de grădiniță, și numai că nu se țineau de mâini. Și m-am dus cu ei în Cismigiu, care era la 2 pași de școală, să vedem. Erau acolo păsări, niște pelicani, 2 lei, prăpădiți, în fine, în natură. Și acolo, sigur că începusem să le vorbesc despre cam și cum aș dori eu să fie, să continue relația noastră didactică. Și sigur că s-au mai liniștit atunci și și-au dat seama că nu au de-a face cu un profesor închistat așa în reguli și în percepte care le-ar fi anihilat libertatea lor de gândire. Fiindcă vreau să vă spun că, cel puțin asta a fost observația mea de-a lungul de generațiilor pe care le-am avut, ei doreau să fie de la început artiști, creatori. Fără să știe să scrie. Da. Îmi spun sigur. Orice pictor, cât de mare ar fi, dacă nu are în spatele lui un bagaj informativ măcar al unor pictori anteriori, nu poate face mare lucru. Nici măcar nu se poate dezvolta într-un sens pozitiv. Trebuie să ai un model. Spun trebuie, nu e neapărat nevoie de asta, dar
că totuși nu suntem singuri pe lumea asta și pictura e o continuitate. Arta e o continuitate. Vreau să spun că în timpul meu, deci în anii 60, nu? Era interzis să ne uităm pe un Picasso, cu toate că școala avea în biblioteca școlii. Picasso nu aveam voie El Greco, nu aveam voie, nu mai vorbesc de impresioniști, ăștia erau decadenți și nu aveam voie să ne uităm pe albume. Era cumplit, îți dai seama. Sigur că lucrul ăsta le întreținea nouă atunci, sigur că ne întreținea și ideea că nu trebuie să pictăm decât într-un anume fel, realismul ăla, chiar tematicile care mi se dădeau, plecarea și venirea la uzină. Temele erau impuse la dumneavoastră. Impuse? Eu și acum am o mică hârtie, fiindcă baba ne dădea câte o... Când venea la școală și ne dădea temele, chiar acum aproape că e ilariantă treaba asta, să auzi de la baba că îți dă venirea muncitorilor la fabrică, cu biciclete și cu nu știu ce. Bine. Erau impuse aceste teme și sigur că profesorul trebuia să respecte urmărând această ideologie, care era total obstructivă, sigur, dar noi știam să ieșim totuși din atmosfera asta obstructivă, în care nu puteam dicta decât realismul socialist și așa mai departe. S-a și demonstrat ulterior că cel puțin studenții lui Baba niciodată nu au apărut cu rare excepții cu astfel de teme pe care le făceam la școală, compoziții de tipul ăsta, în care noi nu credeam deloc, sigur, și erau total artificiale. Mi-aduc aminte acum când eram student că am pictat o cină cea de taină pe care am numit-o ședință de partid. Ca să scap de... Da, e de râs, sigur că da, râdem de lucrurile astea, totul s-a întâmplat. Incredibil. Mi-amintesc că unul din aceste tablouri l-am expus la un salon, se făceau saloanele de pictură, această temă, care a fost dată jos de pe simeze imediat. Apoi am mai pictat, apropo de asta, am fost dat jos de pe simeze de 5 ori. În timpul studenției? Nu. Spuneați după aceea? După studenție, sigur. Când eram obligat să pictăm oricum numai teme cu adresă politică și ideologică, strictă. Și am pictat tot așa, aduc aminte de această compoziție, un seminut, un bărbat desprăcat, un tors, care era sprijinit de un alt personaj. Sigur că eu am vrut să-l pictez. Mi-a și spus profesoara noastră de Dumnezeu să-i păstreze memorie, nu știu să ieri, care era profesoară de filozofie la noi, Tamara Dobrini, a fost pe urmă și ministru celebru, ministru culturii. Și când am fost dat tot așa jos de pe simeze, adică tablou era jurizat, pus pe simeze, și când trebuia să treacă comisia de, cum se chema chestia asta, de vizionare, fiind supervizionare aceea, care era de partid, mi se dădeau jos. Da, mi s-a întâmplat treaba asta de vreo 4 sau 5 ori. Eu, la un moment dat știu că am riscat vizitația și m-am dus la Tamara Dobrin, fosta mea profesoară, eram deja, terminasem școala, nu? Și
Și m-am dus să-mi explice de ce mă tot dă jos de pe chimeze. Și mi-aduc aminte că iar îmi spunea pe nume Vladimir. Ce e Vladimir? Tu orice ai pictat, tot cu Iisus îl pictezi. Că și el i s-a părut că este Iisus, de fapt era. Dar apostol, fiind. Și eu i-am spus că este Vasile Roaită. Da, râze acum, dar așa era, fiindcă altfel nu te primeam în salon. Și sigur că tablourile nici nu erau urmă cumpărate, fiindcă noi aveam nevoie totuși de a trăi din ceva, nu? Revenind la spațiul atelierului, când ați ajuns dumneavoastră aici în Pancrate și prin ce povești? Am ajuns printr-un noroc care în același timp e și dramatic, sigur că da, fiindcă după cum știi, se și chema la un moment dat Pancrate ca un cimitir al elefanților, nu știu dacă e chiar adevărat metafora asta. Prin moartea lui Mușceleanu. Ion Mușceleanu, care a lucrat aici, el a murit. Eu avusesem depusă de multă vreme o cerere, fiindcă lucrease vreo 27 de ani într-un alt atelier în Piața Rosetti, care s-a și dărâmat oarecum la cutremur, s-a dărâmat un perete, în fine, acum e alt pictor acolo. Și prin intervenția lui Sorin Ilfoveanu, bunul meu prieten, pictor excelent, pictor mare, spune, a intervenit, era prin conducerea Uniunii așa ceva și, în fine, a intervenit la comisia de repartizări ca să mă accepte pe mine în spațiul ăsta, după moartea lui Mușceleanu, cum spun. Pe care, de altfel, l-am cunoscut destul de puțin. Era un om extrem de agreabil, foarte plăcut. Era destul de bătrân, avea 90 și ceva de ani. Un bun pictor. Și când a murit el, am intrat eu aici. Prima oară când s-au făcut aceste ateliere, prin 53 chiar, ateliere foarte solide altfel și se pare că sunt cele mai bune din țară. Astea. Tot Pancratiu, cele două care s-au făcut ulterior, sunt, în fine, sunt o altă structură arhitecturală, a lucrat Mauri Catalci, el a fost primul care a intrat în atelierul ăsta. Deci, istoria acestui atelier a început cu Catalci, mare pictor, sigur, și până Mușceleanu și până m-am intrat eu. Că după amiază aveți un eveniment emoționant din perspectiva amicii. Da, se lansează albumul meu, care este, de fapt, un duplex, e făcut împreună cu Nichita Stănescu. Și albumul unei prietenii. Fiecare dintre imagini are pe spate câte o poezie holografă de-a lui. Cred că e interesant așa. Sunt poezii pe care vi le-a scris dumneavoastră sau poezii pe care le-a scris când mă cunoșteați? Nu, dar astea sunt poezii de ale lui, da, pe care le-am luat de la Muzeul Literaturii Române din Arhivă. Sunt poezii holografe, sunt toate fotografiate, fiecare în parte, în fine, și e foarte, foarte interesant. Și relația cu pictura dumneavoastră reprodusă? Este o poezie superbă, știți? Da. Sigur. Și relația cu reproducerea pe care ați ales-o pentru
cealaltă parte este... Da, 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 astea s-au ales pe urmă și s-au pus fiecare. Nu e conceput în sens ilustrativ, că nu ilustrează imagine de fapt, dar au o legătură oarecare și au...